Pentru tine, Cătălina, nu a fost nicio dimineață pierdută. Iar serile au fost mereu însoțite de aplauze. Poate se mai aud încă sau a rămas doar un ecou. Ce rămâne după un spectacol? Câteva imagini, fotografii, ele însă se pierd. Cronici, cine să le mai citească astăzi? Și undeva în câteva obiecte, memoria teatrului. Ea se află în elemente din decorul de altă dată, în costumele uzate, uitate printr-o magazie. Ea se află în noi, unii dintre noi care au stat multe seri, uneori în genunchi, lângă scenă, să vadă mari spectacole. Mă gândesc că poate am să găsesc printre resturi de decoruri și costume ceva din Pescărușul, din Hedda Gabler, poate chiar rochia din Dama cu Camelii, sau un paravan din Dimineața Pierdută, sau balansoarul lui Neni din Efectul Azor Gama, sau poze din Să îmbrăcăm pe cei goi din Cerul Stelat. Și dacă trecând prin toate aceste magazii, voi auzi voci? Sau voi auzi șoapte? Sau strigăte? Strigătul Ginei Patrichi din Dimineața Pierdută, șoaptele Valeriei Seciu din Dama cu Camelii, dar și vocea ei metalică din Maestru și Margareta, vorbele spuse în engleză de Adrian Pintea, un Romeo purtat la Durham de către un public dezlănțuit, purtat pe brațe, sau monologul unei făpturi ireale care crescuse Crăițe, o Rodica Negrea, ea însă și o anemonă, zeci de actori, 100 de spectacole, dimineți câștigate, ore câștigate, nopți câștigate. Unde sunt ele, Cătălina? Sigur, îmi vei spune, dar de acum, când ar trebui să fie veselie, eu mă plimb trist cu tine în gând, printre mobile vechi, obiecte, costume și chiar proiectoare uzate, fără lumină. După ce am absolvit institutul, care pentru mine reprezintă momentul de grație al vieții mele, am fost repartizată la Iași, cum se spunea atunci. Asta a fost un mare noroc pentru mine, pentru că acolo era un teatru important, un teatru național. Toată lumea spunea că marii actori de la Iași nici nu se vor uita la mine când voi intra în scenă, dar nu s-a întâmplat așa și am fost foarte fericită la Iași. Am făcut multe spectacole, dintre care unele incredibile, cum a fost Istoria Ieroglifică. Am făcut, în primul rând, un Pescăruș, care era al Institutului de Teatru, de fapt, pentru că a fost examenul meu de diplomă. Și pe urmă am făcut Bolnavul Închipuit, un spectacol care a rămas unul dintre cele mai importante din viața mea, ca și Ivona Principesa Burgundiei, ca și multe altele. Am mai făcut piese românești, Drumul Încrederii de Paul Cornel Chitic, Într-o singură seară de Iosif Naghiul și, firește, și Istoria Ieroglifică. Pe scenariul meu am mai făcut Adela de Ibereleanu. Am făcut acolo și Brumarul, care a fost o asemenea explozie în poezia românească, și mai mulți poeți ieșeni. Chiar am scris undeva că Iașul număra mai mulți poeți decât cetățeni. Da. Oricum,
A fost o epocă fantastică în viața mea și n-am să o uit niciodată. Dar am lucrat și la Casa de Cultură a Studenților, am făcut Eminescu. Am lucrat la Teatrul de Păpuși, am lucrat oriunde se putea face teatru. Și spun că am ieșit în stradă pe mansioane cu spectacolul ăsta al lui Chitic, Drumul Încrederii, și eram foarte fericită acolo, am născut-o și pe fetița mea, așa că e foarte împlinit orașul Iași, și în afară de faptul că stăteam în Copou, mergeam la Grădina Botanică, unde era un spațiu luxurian. Am lucrat în Polonia, de la Iași. Am făcut un spectacol după Nu sunt un Eiffel, ale Caterinei Opruiu, la teatrul din Lublin, Julius Orserva se numea. Și acolo am fost cu aproape toate spectacolele mele în turneu, așa că ei mă cunoșteau și mi-au făcut cronici foarte bune, pentru că spectacolele mele i-au impresionat atunci. La Iași am făcut și la Celestina, de Fernando de Rojas, cu Margareta Baciu, care era o legendă în Iași și care îmi spunea, dragă, să nu mă facă codoașă pe scenă, pentru că eu sunt Margareta Baciu, mă cunoaște tot orașul. Și avea un haz teribil. Am foarte multe întâmplări de haz. Am făcut Iași în Carnaval, sau Un Complot în Vis, cum a fost titlul original, care însemna și o parte din istoria Iașului, și care nu era doar textul lui Alexandrii, ci avea și texte de Cogălnicianu și Negruții, și în care imaginasem scena uriașă ca un câmp plin de sperietori, de unde cădeau ciorile înghețate, care erau împușcate, și asta inspirându-mă chiar din Iași. A fost un mare noroc și faptul că alături era Piatra Neamț, foarte aproape, și mergeam cu rata la Piatra Neamț, și acolo am pus în scenă iar două spectacole importante din viața mea, Perghinci și Tinerețe fără bătrânețe. Și pe urmă a urmat perioada București. La București am venit întâi la institut, era rector Octavian Cotescu și el m-a invitat. Și chiar acum am rememorat un episod din ziua când a fost el investit cu titlul de rector și când m-a invitat în biroul lui și m-a așezat în fața lui pe fotoliul Ampir. Eu am rămas angajată la institut până acum 2 ani chiar. 30 de ani cam am fost angajată la institut ca profesor și erau cei mai buni studenți din institut. E Pintea Buruiană, Mirela Gorea, Micaela Caracaș, Adriana Trandafir, care era doica. Cei care vorbeau bine engleză, de exemplu Pintea, vorbeau în engleză. Cei care nu, vorbeau mai puțin. Dar a fost foarte impresionant acolo. Pe Pintea l-au dus pe brațe prin tot orașul, l-au până în biserică, până în catedrală. Și s-a jucat destul de puțin aici la Casandra, dar a rămas pentru noi toți și pentru cei care mai sunt acum în teatru un moment de mare dragoste, nu numai el ca spectacol, dar așa de înțelegere între noi, de bucurie. Îmi aduc aminte cum lucrai cu actorii și mai îmi aduc aminte de o repetiție la Efectul Razelor Gamma în care eu am rămas surprins că tu nu lucrai atât cu Olga Tudorache și cu fetele, cât lucrai cu Ioana Ciomârtan. Dar important era faptul că era tot un spectacol al institutului. Olga era profesoară, cele trei fete erau studentele ei, Rodica Negrea, Adriana Șchiopu și Angela Ioan. Și Ioana era singura invitată în afară. Dar asta m-a și motivat să lucrez cu ea mai mult, pentru că nu făcea parte din școala noastră, școala institutului.
tăcerile ei. Ea era foarte expresivă, avea o figură foarte expresivă și am încercat să o pun totuși la nivelul celorlalte care erau atât de explozive, nu? Olga cel puțin era, am mai spus odată, un taifun, îi se spunea. Pe urmă, după spectacolul a luat 5 premii la festivalul de la Brașov, Festivalul de Teatru Contemporan, adică premiul de spectacol, premiul pentru fiecare interpretă, și a urmat angajarea mea la Teatru Mic, unde am făcut totuși unele dintre cele mai explozive spectacole, unii le numeau mari, și am făcut Să îmbrăcăm pe cei goi. Sigur că totul a coincis cu trupa care s-a adunat la Teatrul Mic, în parte și pentru mine, pentru că eram prieteni și ne înțelegeam foarte bine. Deci era Valeria Seciu, era Ștefan Iordache și au fost mulți de-a lungul timpului. Mai târziu i-am cooptat pe Dan Condurache, pe Geo Visu, în sfârșit. Dar important e că acele spectacole, Să îmbrăcăm pe cei goi, Maestru și Margareta, Ivona Principesa Burgundiei, încă o piesă de Ecaterina Oproiu, Cerul înstelat deasupra noastră, cu Ștefan și Vali. Pe urmă, am făcut un muzical după Nu sunt turnul Eiffel, cu Ștefan și cu Carmen Galin, care de asemenea a fost bine prizat în sfârșit. Am făcut Nunta lui Figaro, ultimul spectacol, am făcut Visul unei nopți de vară, dar Maestru și Margareta a fost ceea ce s-a numit un mare succes la ei. Adică a fost spectacolul anului atunci, teatrul a ieșit cel mai bun din țară în urma acestui spectacol și după 10 ani era încă în topul publicului, artiștilor și criticii. Așa că, așa și-a pilonit privirile asupra mea un alt mare reper al vieții mele, Giorgio Strehler, care m-a și invitat la Milano mai târziu, eram decan al institutului și m-a a declarat într-un interviu în România că sunt prietena lui și mă admiră mult. Ceea ce, mă rog, mi-a atras și animozitate din partea unor colegi, dar a însemnat iarăși ceva incredibil pentru mine. Acolo, la Teatru Mic, se născuse un fel de mișcare teatrală. E adevărat că domnul Săraru a dorit să extermine Teatru Bulandra din peisajul teatral și atunci a insistat foarte tare pe Teatru Mic, pe mine m-a adus și am stat un timp, pe urmă a venit Purcărete, adică tot timpul au fost regizori care creau marile evenimente și el a avut un mare rol și prin faptul că el dădea voie să treacă anumite imagini, texte, pe urmă și în urma mea, Purcărete și ceilalți care au urmat, Hagiculea, care mi-a fost și student, dar și asistent. Pe urmă a venit Pița, care era colegul meu. În sfârșit, erau oameni care au ridicat prestigiul teatrului prin spectacole și de valoare, pentru că niciunul nu trecea de public nici la Bulandra, nici la Teatrul Mic, și asta am vrut să spun. Pentru că erau replici, șopârle, care impresionau publicul, ci pentru că erau spectacole bune cu actori foarte buni. Eu de asta am ținut să fac Dimineața pierdută la Bulandra, pentru că știam că niciodată nu o să am o distribuție și feminină, dar nu numai, cum am avut acolo, pentru că știam asta de la interviu. Fetiță mică și obosită, să te învelească mama cu palto. Miroase a gaz. Ce-am făcut? Am ațipit. Nu mai o clipă nici să visez, n-am apucat.
Dă fuga la telefon. Până atunci, eu îmi strâng toate ale mele, că sunt mare zor. Alo? Ivona, drag. Hai, haide, zi. Că nu erai așa. Poate n-auri. Haide, zi că nu pot să plec să te las așa. Haide, zi că uite, mi s-a tăiat picioarele. Acolo poți să zici că a scăpat. Mai grav decât el care conducea? Cine-o fi fost? Bărbat? Așa că după dimineața pierdută la Bulandra au urmat 6 personaje în căutarea unui autor, copilul îngropat de Sam Shepard. Pirandello, pentru 6 personaje, a fost unul din marile repere ale vieții mele, pentru că am pus multe spectacole de Pirandello și am luat chiar un premiu pentru toată cariera, chiar în Italia, în Sicilia chiar. La Agrigento, unde s-a născut el. Deci am avut mai multe perioade cu intermitențe la Bulandra și pe urmă în partea a doua a carierei mele au fost Dimineața pierdută, a început, care a fost nu numai un mare succes, dar și un spectacol care până și azi e pomenit, chiar acum e o emisiunea la televiziune, Rezistența prin cultură, și spectacolul acesta este tot timpul citat. La București am făcut și fuziuni între teatre. Teatrul Bulandra a intrat în colaborare cu Teatrul Mundi, astăzi Teatrul Metropolis, pentru Teatrul Descompus, piesa lui Matei Vișniec, care pe urmă a făcut un turneu în toată Europa. Am fost în Europa francofonă. Și aici a început o mare odisee, ca să spun așa, pentru că făcând parte din Institutul Mediteranean, mi s-a cerut mie în cele din urmă, deși fusese altfel programat, să fac un scenariu după Odiseea, și de fapt am făcut după Odiseea și mai multe opere clasice, până la Eneida, și să fac un turneu pe toată Mediterana. A fost un turneu de 65 de zile. Chiar acum, ieri, l-am văzut pe Virgil Ogășanu la televizor povestind, pentru că el a fost directorul proiectului. Și spectacolul ăsta a avut un început, dar un sfârșit fabulos, pentru că s-a jucat în toate cele 7 limbi care erau întrebuințate ale operelor folosite în spectacol, și a mers în prejurul Mediteranei, în toate țările.
pe sărmurile Mediteranei, s-a jucat în porturi, în amfiteatre, în spațiile cele mai neconvenționale, unele dintre ele, în afară de amfiteatre. Mulți actori. Trupa era de la Bulandra, asta a fost. Și de, în fiecare țară venea câte un actor din țara respectivă care prelua și o parte din text. Și care, da, și care era întotdeauna integrat în spectacol, dar altfel. De pildă, fata din Maroc, care era foarte haioasă, așa, un personaj simpatic, și ca un fel de puc, care, mă rog, transforma toată piesa în altfel de spectacol decât fusese inițial. De aceea, spectacolul de aici, din București, nici nu cred că are vreo legătură aproape decât textul cu celelalte, pentru că de fiecare dată în altă parte se juca altfel și avea chiar alte conotații. În Spania, de pildă, l-am cooptat pe Unamuno, se juca în spaniolă, se juca în catalană, în două limbi. În Franța, firește, se juca, de fapt, versiunea originală a fost în limba franceză. În Grecia erau foarte multe odisei și nu numai în Grecia. În anul ăla era o aniversare și aproape toate țările au făcut odiseile lor, dar niciuna n-a fost atât de mediatizată pe Marea Mediterană. Am făcut la Teatrul Bulandra un spectacol, nu știu cât era spectacolul de fabulos, dar piesa era Merlin de Tancred d'Orst, cu decorul lui Romulus Feneș, care era foarte impresionant. Era un om cu toată scena și Dinică, Gheorghe Dinică, săracul, spunea: păi dacă îl pui pe ăsta pe scenă, eu ce mai caut acolo? Că era chiar figura lui. Am făcut și scenariul de film și după Dimineața pierdută și după Sărmanul Dionis. Adică am fost solicitată, dar pe urmă m-am uitat și nu s-au mai făcut filmele respective, că vreau să le fac chiar eu. De fapt, am fost foarte impresionată de scenariul de film când am început teatru și majoritatea spectacolelor mele, dacă observați, nu sunt pe piese de teatru, ci pe scenarii concepute de mine, chiar când ele erau, aveau la bază un text dramaturgic. Pentru mine, Institutul a însemnat tot, toată viața mea. Am fost extrem de fanatică în tot ce am făcut în Institut. Am avut și foarte, foarte mulți studenți. Mi-aduc aminte că tu ne-ai povestit prima oară despre Aureliu Manea, despre Andrei Șerban, despre marile spectacole lui Ciulei. Îți plăcea foarte mult să ne povestești. Erai ca... Nu știu, am avut de multe ori sentimentul că nu ești numai un profesor de regie, ci că ești un profesor de istoria teatrului și de estetica teatrului. Îți plăcea foarte mult să ne vorbești despre Eugenio Barba, despre Șaina, despre Piscator, despre cursurile tale erau de aproape o prelungire a cursului doamnei Berlogea, care venea... Pe care de asemenea am iubit-o foarte mult. Îți plăcea foarte mult să ne povestești și să dai dimensiunea fenomenului teatral în România și în lume. Eu vă povesteam ca martor. V-am spus că vorbeai de Șaina, mi-aduc aminte de el, am și scris despre el. Era un înger, un om care parcă nu era din lumea asta, deși fusese la Auschwitz. Și mi-a povestit cum el scotea, avea 17 ani și scotea cenușa morților din cuptoare. Și ce nu pot să spun regizor, ce creator de teatru extraordinar a fost. Vorbeai despre Barba, de asemenea cu Barba am lucrat la Salzburg, la seminarul Max Reinhardt. Streller, iată. Da, de Streller, care a fost vorba lui, marele meu prieten. El spune asta, eu n-aș îndrăzni. Pe urmă, sigur că i-am cunoscut, v-am spus de Mon Leon, l-am cunoscut pe Peter Brook, nu așa de bine ca Andrei Șerban, dar l-am cunoscut. Și aici, în țară, am fost foarte atașată de toți oamenii care au lăsat o urmă, de Esric, de Penciulescu, care a fost profesorul meu
preferat, pot spune. De... Colegii mei vorbeau despre Manea și Șerban, pe care i-am admirat și i-am iubit toată viața, așa cum am fost la ultimul spectacol al lui Manea și m-a impresionat foarte tare. Despre Andrei nu mai vorbesc, că am fost la toate spectacolele lui, cel puțin cele care s-au jucat în România, și când am fost la New York, el s-a ocupat foarte mult de mine. M-a plimbat peste tot, mi-a și el e foarte atașat de, cel puțin de mine, de câțiva dintre colegii lui. Tu și teatru, Cătălina și teatru. Pentru mine teatru a însemnat, în primul rând, un spațiu, pentru că întotdeauna am spart ușile teatrelor și am ieșit în stradă, am ieșit în lume, ca să spun așa, pentru că teatru pentru mine este viață, nu e ceva fictiv. Deci spațiile astea mai convenționale sau mai neconvenționale pe care le-am străbătut, pe urmă, actorul, care înseamnă imens pentru mine, nu văd spectacolul de teatru în afara actorului. Când nu-mi iese un spectacol, că sunt destule care nu-mi ies, e pentru că n-am avut actori. Și ce mi-a făcut mare plăcere a fost că am lucrat cu actorii, adică lucrul cu actorul este pentru mine cel mai important în teatru. Nu, nu-mi doresc să mai lucrez. Asta ți-am mai spus și o spun mereu, am și declarat în presă. Adică, cred că mi-am făcut treaba. Consider că am pus punct. Dacă mai fac din când în când câte ceva, cum lucrez la Marsilia, de exemplu, în fiecare an, sau aici, unde am mai lucrat, am făcut-o la Grosul, la un teatru, sau la Curtea Veche. Nu am lucrat în teatre. Și nici nu-mi doresc să lucrez în teatru. Instituția teatrală pentru mine s-a terminat. Nu cred că mai sunt aptă să mai creez ceva în teatru. În schimb, îmi face foarte mare plăcere din nou să sparg pereții teatrelor, să merg unde nu te aștepți. Asta aș vrea dacă aș mai face ceva. Thank you.
Ce dar aș putea să-ți fac eu ție, Cătălina? Tu care ne-ai dăruit atâtea imagini, uneori ireale, atâtea vise, de la visul lui Strindberg la cel al lui Cervantes, de la visul Levantin al lui Cărtărescu la magicul vis al Odiseii 2001, unde dansau împreună toate visele, visul lui Hamlet, al pescărușului, al pelicanului. Poate să-ți ofer o imagine la fel de ireală, ca un vis, un dans venit parcă de nicăieri, un dans al unei sirene, iar tu, în tot acest timp, tu să te gândești că în multe dimineți câștigate și în multe seri câștigate, noi te-am iubit.